Hei, bine te-am regăsit! Sper că ești bine și sper că efortul pe care îl depui în ultima perioadă dă rezultate. Mă refer la efortul acesta pe care îl depui pe drumul pe care ai pornit, drumul eliberării tale. Dacă îți amintești bine, în ultimele două ocazii am vorbit despre două lucruri foarte importante. Primul era acela de a cere de la viață bucurii mari. De ce să ne mulțumim cu puțin când viața are pregătite pentru noi bucurii inimaginabile chiar, neașteptate, surprinzătoare? Așadar, bucuriile banale, de genul o țigară sau o cafea, să fie date uitării, pentru că nu avem timp să ne bucurăm de bucuriile pe care viața le are rezervate pentru noi. Și al doilea lucru era acela de a lua odată hotărârea să redevii stăpân al vieții tale. Adică să nu mai permiți bucuriilor banale să-ți dicteze când și ce să faci, ci tu să fii propriul tău stăpân. Astăzi vom merge puțin mai departe. Vreau să-ți spun despre un obicei pe care îl aveam, îl practicam cu câțiva ani în urmă. Obișnuiam pe atunci să alerg în fiecare zi și alergam pe o distanță cuprinsă între 10-15 km. Aceia care aveți obiceiul acesta știți ce bucurie poate produce și ce ți-aduce obiceiul acesta. Ei bine, fac referire astăzi la ceva interesant care se întâmpla de fiecare dată când alergam. După o anumită perioadă de timp de la start, se instala oboseala. Și aveam gândul acesta: este timpul să mă opresc pentru a mă odihni. De multe ori am dat ascultare gândului acestuia, mă odihneam, după care începeam din nou să alerg. Am observat că nu mai aveam același randament. Am observat că, deși mă odihnisem, eram totuși obosit. Până când, într-o zi, am zis următorul lucru: ce ar fi dacă nu m-aș odihni? Creierul spunea: e timpul de odihnă, nu mai poți continua. Dar am zis: hai să vedem ce se întâmplă. Și am continuat. Simțeam că pic, că nu mai pot, acolo se termină totul. Dar știi ce? Nu s-a terminat nimic. Ba dimpotrivă, după doar câteva minute, scurte, puțin timp, a dispărut oboseala. Și știi ce? Alergam și abia acum mă bucuram de adevărata bucurie pe care ți-o oferă alergarea. Am înțeles atunci că la nivelul minții se dă o luptă. E adevărat, corpul obosește și transmite niște semnale. E timpul pentru o pauză. Dar creierul hotărăște când și dacă vine acea pauză. În lupta pe care o duci acum, în urma efortului pe care l-ai depus în ultima perioadă, este posibil să simți nevoia de o pauză. Creierul poate îți spune: e prea mult, e prea greu, nu poți să mergi mai departe. Știi ce? Poți mai mult decât îți imaginezi, poți mai mult decât crezi. Așa că fă încercarea aceasta. Continuă alergarea. Continuă în hotărârea pe care ai luat-o, fără să iei o pauză. Și înțelegi la ce mă refer. Poate că ai gândul acesta: bine, dau o țigară, nu ar strica, și e doar una. Nu faci asta. Nu lua pauză. De ce să pierzi tot efortul și toată lupta pe care ai dus-o până acum? Continuă alergarea, pentru că sunt sigur că vei reuși. Chiar și Biblia ne îndeamnă și ne spune următorul lucru: să nu obosim în facerea binelui, pentru că la final vom culege roade bogate dacă nu vom fi renunțat. Așadar, este înaintea ta, pe cale, o bucurie extraordinară, bucuria eliberării tale. Alergă spre ea, continuă alergarea aceasta până când vei ajunge la capăt. Și știi ce? La fel ca și la alergare, perioada aceasta sau disconfortul acesta sau tensiunea când simți că nu mai poți, nu va dura foarte mult. Vei vedea că după o perioadă foarte scurtă de timp, te vei simți eliberat. Vei simți plăcere în umblarea pe drumul acesta pe care ai pornit și abia atunci vei putea spune: într-adevăr, este bine și frumos. Îți doresc succes, să rămâi tare, să nu abandonezi și
să ne vedem la finish. Eu sunt în pădure acum și aș vrea să-mi reiau obiceiul acela de a alerga. Succes!